Frate Nelu spunea să cânt cântarea aceasta pe care o voi cânta, a văzut de multe ori, cred că înregistrarea, e o cântare care o am în inimă și oriunde mă duc o cânt. Nu chiar peste tot, că este unde mă las așa și nu mă predic, dar nu mai cânt, dar unde insistă frații, cânt această cântare prima dată. Eu cânt Domnului și în biserică și aici la dumneavoastră, că am ajuns în Austria, știți de ce? Că Domnul ne-a făcut mult bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să cântăm împreună această cântare, dragii mei, și când o vom cânta, să o simțim. Cântarea spune, nici nu mai știu de câte ori m-ai apărat, nici nu mai știu din ce primejdii m-ai scăpat, de câte ori te-a păzit Dumnezeu când ai mers cu mașina pe autostradă, de câte ori poate noaptea când inima se amintea de acolo, poate trebuia să înceteze să bată și a venit Dumnezeu și o poruncit inimii să mai bată încă o dată. Știți că Dumnezeu e acela care dă poruncă la fiecare bătaie a inimii și inima mai spune, mai bat o dată, pentru că Creatorul îmi dă poruncă să fac lucrul acesta. În ziua de astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu ne va vorbi despre puterea Duhului Sfânt, despre Rusale. Dacă n-ar fi Duhul Domnului peste noi, dacă n-ar fi puterea lui Dumnezeu, dragii mei, noi în ziua de azi nu eram aici. Haideți să fim mulțumitori Domnului și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Nici nu mai știu din ce primejdii m-ai săpat, nici nu mai știu cât m-am temut, dar tu pe brațe m-ai ținut și știu sigur că fără tine aș fi pierdut. Nici nu mai știu cât m-am temut, dar tu pe brațe m-ai ținut și știu sigur că-ci fără tine aș fi pierdut. Nici nu mai știu de câte ori m-ai ridicat, nici nu mai știu de câte ori m-ai mângâiat, dar știu că a fost prezența ta și turnat pe rana mea și pasul meu a fost pacea ta. Dar știu că a fost prezența ta și turnat pe rana mea și pasul meu a fost pacea ta. Nici nu mai știu de câte ori tu m-ai mustrat, nici nu mai știu că multe greșuri mi-ai iertat, dar știu că a fost iubirea ta, iar Duhul Sfânt în viața mea a readus lumina la corunica ta. Dar știu că a fost iubirea ta și Duhul Sfânt în viața mea a readus lumina la porunica ta. Nici nu mai știu de câte ori mai înțeles, nu pot să număr câte lacrimi tu mi-ai șters. Eu nu mai știu, dar te slăvesc, te prea măresc și-ți mulțumesc, final și te iubesc, Iisuse Domnicelesc. Eu nu mai știu, dar te slăvesc, te prea măresc și-ți mulțumesc, final și te iubesc, Iisuse Domnicelesc. Și ultimul verset spune în felul următor. Nici nu mai știu de câte ori m-ai izbăvit. Aleluia. Nici nu mai știu câte furtuni tu ai oprit. Aleluia. Dar știu că a fost puterea ta. Aleluia. Și m-a îngrădit iubirea ta. Aleluia. Și niciun val din mâna ta nu mă va lua. Aleluia. Dragii mei, ăsta-i Dumnezeul nostru.
ne ține pe brațul și pe mâna Lui puternică. Slăvit să fie numele Lui. Nici nu mai știu de câte ori m-ai izbăvit. Nici nu mai știu câte furtuni Tu ai oprit. Dar știu că a fost puterea Ta și m-a negrădit iubirea Ta. Și niciun val din mâna Ta nu mă va lua. Dar știu că a fost puterea Ta și m-a negrădit iubirea Ta. Și niciun val din mâna Ta nu mă va lua. Te-nal și Te slăvesc mereu, când mi-e ușor și când mi-e greu. Mă-nchin și Te slăvesc, Iisus, Domnul meu. Te-nal și Te slăvesc mereu, când mi-e ușor și când mi-e greu. Mă-nchin și Te slăvesc, Iisus, Domnul meu. Amin. Amin. Dă-le putere, Doamne, aleluia!